Și rămânem tot la capitolul învățământ. Repartizarea dascălilor după examenul de titularizare s-a lăsat cu lacrimi în multe colțuri ale țării. În timp ce unii se așteptau la locuri nu tocmai pe placul lor, alții, cu note foarte bune, au avut surpriza să afle că au devenit navetiști. Dezamăgire mare la Sibiu. Degeaba au învățat unii că tot nu au primit posturi acolo unde își doreau. Mai aveam 20 de sutim și luam 10. O să mergeți în mediul rural? Dacă n-am ce face, o să merg. Nu poți la Sibiu. La media asta cred că meritam. La Oradea, doar un sfert din dascălii aspiranți au reușit să obțină note peste 7. Posturile de titular au fost însă și mai puține. Este mediul rural, la 18 km. A fost o luptă de mulți ani până să obțineți acest post? Da, destul de mulți ani și foarte greu. De teamă să nu rămână fără muncă, și dascălii clujeni cu note mai mici s-au văzut obligați să accepte posturi departe de casă. Un pic mai departe de unde locuiesc, ai okay, în Cluj. Nici cei cu medii excepționale nu au avut de ales. Vei face naveta, vei sta acolo? Posibilitatea de navetă am. Și cu mașina, și cu autobuz, și cu trenul. Dar sper în următorii ani să vin în Bistrița, ca orice om. În București, lucrurile au fost împărțite. În timp ce unii țopăiau de bucurie... Am fost prima, da. 9 și 15. Înseamnă că ați ales ceva... Da, eu zic că cea mai bună posibilitate. Alții... De ce am renunțat la post? Pentru că era foarte departe de casă și... Și nu puteați opta altceva? Era un singur post. Ultimul. La sfârșitul lunii august se așteaptă haos. Atunci se vor împărți posturile de suplinitori. Greciei s-a întins.